Această campanie presupune colectarea din mediul online de fotografii cu mâinile copiilor participanți, precum și a mesajelor creative față de fenomenul exploatării prin munca copiilor, transmise de către părinții acestora sau reprezentanții legali, în cazul celor cu vârsta de până la 18 ani. În contextul Zilei Mondiale de luptă împotriva exploatării prin munca a minorilor, în data de 16 iunie, a fost lansată o campanie la nivelul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului. Campania se va desfășura în perioada 16 iunie-16 septembrie 2016. Este o campanie online prin care agenția încearcă să atragă cât mai mult societatea civilă în lupta împotriva traficului de persoane. Așa cum am precizat, campania online se desfășoară pe Facebook, așa că invităm și cetățenii suceveni să se alăture acestei campanii. Este vorba de accesarea acestei pagini, fie ANITP București, fie Centrul Regional Suceava, prin care cetățenii sunt invitați să posteze o fotografie cu mânuțele copiilor lor, împreună cu un mesaj de susținere împotriva traficului de persoane prin exploatarea prin muncă a minorilor. Aceasta a fost ideea inițială, postarea mânuțelor, de aici ideea cu mânuțe fericite și nu mânuțe chinuite. Dar de la această idee s-a ajuns la faptul că au fost foarte multe persoane care au postat și desene realizate de copii, lucrări handmade, o lucrare făcută chiar, o scrisoare scrisă de mânuța unui copil, prin care și cei mici și-au arătat sprijinul victimelor traficului de persoane prin exploatarea prin muncă a minorilor. Sperăm ca și sucevene să se alăture acestei campanii, contăm foarte mult pe ei, deja au apărut mesaje de susținere din partea cetățenilor din județul Suceava și acest lucru nu face decât să ne bucure. La sfârșitul campaniei vom vedea implicarea cetățenilor în această campanie. Telefonul copilului este 116111, iar linia telefonică gratuită a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Helpline, este 0800 800 678.